Nu am moarte cu tine nimic. Eu nici măcar nu te urăsc. Cum te blestemă unii, vreau să zic la fel, cum lumina păresc. Dar ce ai face tu și cum ar fi de a avea mamă și ar muri? Astăzi se împlinesc 8 ani de la trecerea neființă a marelui poet Gregore Vieru. De dimineață, rudele și apropiații poetului au participat la o slujbă de pomenire oficiată la mormântul acestuia. Tot astăzi, zeci de oameni au mers la bustul lui Gregore Vieru de pe Aleea Clasicilor, unde au depus flori și au recitat poezii în memoria poetului. Majoritatea cetățenilor consideră că Vieru este poetul care a învățat oamenii să-și iubească mama, copiii și patria. Mă rog de tine, ploaie, când zbor către planete, stropește gura mamei și o apără de sete. Dragostea lui față de mamă, în primul rând. El foarte mult a scris despre mama lui, a avut o relație foarte specială. A elogiat-o, hai să spunem așa. Nu, конечно, вспоминаем. Desigur că ne amintim. El este vocea poporului nostru. Este respectat în toată lumea. Iar opera lui a fost tradusă în zeci de limbi. Știu cândva la miez de noapte, ori la răsărit de soare, stinge-mi sur ochii mie tot deasupra cărții sale. Am să ajung atunci, poate, la mijlocul ei aproape, ci să nu închideți cartea ca perecele-mi pleoape. Este foarte mult pentru Moldova, absolut tot. Da, e la nivel cu Eminescu pentru mine. Gregore Vieru pentru țara noastră este ca un simbol, adică este ca un exemplu pentru noi, pentru care să ne iubim patria, mama, copiii. Primele poezii pentru copii Gregore Vieru le-a publicat în anul 1957, fiind încă student, iar în 1970 de sub tipare a ieșit volumul de versuri Treiezi și Abecedarul, elaborat de Vieru în colaborare cu scriitorul Spiridon Vanghele. Gregore Vieru a decedat la vârsta de 73 de ani. Poetul s-a stins din viața noaptea lui 18 ianuarie la spitalul de urgență din Chișinău, unde a ajuns în urma unui accident rutier.